Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Terraria. Astăzi vom bate acest The Destroyer. Mi-am cumpărat un Get Ligator de ăsta de la cel merchant, traveling merchant, care random dă șansa. De fapt, este o șansă, poți să cumperi ăsta, adică nu mereu este acolo. Și m-a costat 35 de bucăți de aur, din nefericire. Am obținut eu un Crimson Rod când mă duceam să strâng niște Soul of Night, pentru că a rămas fără, ca să fac acest Mechanical Worm. Ăsta, Soul of Night, pică în Underground Crimson și de acolo am bătut și un Eye of Cthulhu și mi-a picat un ăsta care n-aveam. Da, hai să-l punem aici. Și știți deja ce face el. Hai să dăm să spamăm astea. Să dăm această chestie, pentru că episodul trecut n-am avut. Să dăm B și să-i dăm drumul la bătaie. Uitați cât de bine dau. Acum nu vreau să mă bag deocamdată în camera aia, pentru că acolo am niște vieți, uite-le. Și da, am uitat că am viețile alea acolo. Viețile. Că am aia care spawnează viețile într-un chest. Și a fost destul de urât. Mamă, ce aici, e plin de aceste probe. Am uitat că am într-un chest acea statuie cu inimi. Da, bine că mi-am dat seama. Și îmi zicea cineva în comentarii că singur nu pot să bat cu armura asta de Destroyer. Și eu să-i răspund și acum. I-am mai răspuns odată. Și o să-i zic că se poate bate și cu o armură mai slabă decât asta care o am eu. De exemplu, cei care știu să joace jocul ăsta ca lumea, sigur au bătut acest boss cu o armură de-aia de Palladium. Și e mai slabă ca armura asta mea. Da, vă că mă dau destul de puțin damage. Deci parcă i-am luat cam puțin. Ia să încerc și cu ăsta. Îmi dau mai mult. Da. Și a început să-mi scadă viața destul de mult. Trebuie să am grijă acum. Stai să mă bag eu aici în cutia asta. Am grijă să nu mă lovească acele lasere, pentru că ele dau destul de mult damage. Și ce mi-am băgat aici? Așa. Hai că acum sunt în pericol, n-am cine știe ce viață. Și n-am. Cred că a fost o idee proastă să îmi cumpăr acest Gatligator. E destul de urât că am și dat foarte mulți bani pe el. Și da, deci îmi zicea că nu pot să bat singur cu armura asta de Destroyer. Mamă, ce fel a venit și el. Armura asta de mitril care o am eu acum. Și eu o să-i arăt că se poate. El mi-a recomandat o armură de titanium, dar normal, e mai bună armura care mi-a recomandat-o el. Dar deocamdată nu pot să iau, pentru că va dura destul de mult să fac rost de multe bucăți. Am uitat să intru în chestie, în mierea asta și de-aia
Mi-a scos destul de multă viață. Și hai că mai e puțin. Hai să mă rog să... să-l bat. Pentru că... nu știu. Credeam că acest Ghastly Gator este ceva mai bun. Da, se pare că tot ce Shadow Flame Knife este mai bun. Și uite că îl bate în sigur, pentru că acum am viața aproape full și cu siguranță o să-l batem. Și bă, din nou că mi-au trecut poțiunile. Are un 10.000 în viață, 11.000. Și am bătut și acest The Destroyer. O să putem face un Mega Shark cu ce pică de la asta, cum se cheamă, The Destroyer. O să ne pice ceva gen Soul of nu mai știu exact cum se cheamă, uite aici, Soul of Might. De 30 de bucăți, mamă, ce bine. Și cu astea o să putem să facem un Mega Shark și o eclipsă solară. Deci, da, cred că aici o să închid episodul și o să filmez încă unul, pentru că această eclipsă solară durează destul de mult, e un eveniment șmecher. Și, da, ăsta a fost episodul, mulțumesc pentru atenția acordată, baftă lume!